Știi cum face Warren Buffett proba de microfon? Cum face? Un milion, două milioane. Neascultătorii cu Sergiu Biriș. Bine v-am găsit, dragi neascultători. Suntem la un nou episod din Neascultătorii. De data asta l-am alături de mine pe Florin Grozea. Salut, Florin! Bine te-am regăsit! Bine te-am regăsit! Nu ne-am văzut de mult, Florine. Da, se poate că nu ne-am văzut din 2016, când eram la Cannes? Din 2016 de la Midem nu ne-am văzut, într-adevăr, da. La Cannes. Wow. Poate ne-am mai văzut la evenimente, dar așa nu, să nu stăm să văzut. Povestim. Nu, și mi-ai povestit atunci exact de startup-ul ăsta tău. Că aveai o idee de startup la momentul respectiv. Și au trecut 3 ani și, uite, în sfârșit l-am lansat. Dar povestim despre asta. Da, da, da. Dragilor, pentru cei care nu-l cunoașteți pe Florin, probabil sunteți foarte tineri, Florin este fost component al trupei Haikyuu, om de showbiz, de televiziune, cântăreț, compozitor, antreprenor, săgetător, cum ți-ai pus tu pe... Da, da, da. Cum ți-ai pus tu pe Twitter, parcă la un moment dat. Da, mi s-a părut haios. Antreprenor, săgetător, compozitor. Uite că se potrivește. Da. Ai fondat și agenția Hit Yourself Consulting. Da. Ai și scris o carte care se numește tot așa, Hit Yourself. Uh-huh. 100 de idei... De la pasiune la marea lovitură. De mamă, ce le știi! Mamă, da, da. Da, de la pasiune. Și fondator Mock App, bine zic? Da, Mock App. Mock App. Da. E, într-adevăr, are legătură cu app-ul ăla care înseamnă aplicație, dar am zis Mock App. E și un joc de cuvinte. Mock App în limbajul celor care sunt, care fac site-uri sau design-uri. Mock App este o schiță. Este ceva preliminar înainte să ai produsul final. Și cumva mi s-a părut un joc de cuvinte potrivit, pentru că acest serviciu online, Mockup, ajută practic clienții și agențiile să-și creeze o schiță a unei campanii cu influencer. Și atunci am zis Mockup. Ah, foarte tare. Da, da, are tot. Da. Ca la american, now știi? It makes sense. Da, it makes sense, nu? Mockup, pe de-o parte, poate să însemne monetizing online content, application. De asemenea, poate să însemne you just made a mock-up of your campaign. Foarte mișto. Mock-up e o platformă de automatizare a campaniilor cu influenceri. Ajungem și acolo. Ești un tip super activ de când te știu în social media, pe blog, scrii în continuare. Ești printre puținii care se țin de blog, îl scriu cu foarte multă consistență. Ai și canal de YouTube. Faci o grămadă da, de chestii. Da, dar nu zi asta, că pe blog cred că am scris 20 de articole tot anul ăsta, iar pe YouTube... Bă, dar oricum e mai mult decât... E cu 20 de articole mai mult decât am scris eu. Da, iar pe YouTube cred că am făcut 5 vloguri pe la evenimentele unde am mai fost și am mai vorbit. Nu e chiar așa. E foarte greu să faci conținut. Uh-huh. E foarte greu să faci podcast, interviuri. Apropo, felicitări pentru ceea ce faci. Așa cum știi, în 2016, atunci când ne-am întâlnit, eram cumva... invers, eu eram cel care ți lua ție interviu. Așa e. Și era un fel de podcast, erau niște live-uri pe Facebook, se numeau Secretele Industriei și eu spuneam ție întrebări, așa cum tu îmi pui acum mie întrebări, dar n-am rezistat mai mult de 6 luni. Deci e greu Adevărul că e foarte greu să faci content de calitate, pentru că îți ia foarte mult timp. Abia, apropo de influencer, abia după ce m-am apucat eu de podcastul ăsta, mi-am dat cu adevărat seama ce înseamnă să creezi content de calitate, dar mai ales am priceput cât de greu e să faci chestia asta într-un ritm. Ah, exact. Oh my God, deci să faci, poți să ți-l setezi ăla, că vrei să-l aranjezi cum vrei okay. Tu. Să faci contentul ăsta zilnic, de exemplu, sau săptămânal. Măcar săptămânal, deci da. Pentru mine săptămânal e greu în momentul ăsta și probabil nu o să reușesc să țin podcastul ăsta săptămânal. Am promis că îl fac anul ăsta, cel puțin 10 episoade. Vedem de la anul, dacă îl fac la 2 săptămâni, o să vedem, dar îmi place. Hai să revenim un pic la tine. Nu o să intrăm, bineînțeles, în toată istoria Haikyuu, tinerilor, pentru
cei care nu știți de IQ, măcar de gașca mea știți și când auziți gașca mea nu poate să stea, uite, v-am băgat-o și în cap. Când veți auzi piesa asta, veți merge cu gândul la IQ și la Florin. Ați început trupa în 1996, dacă îți vine să crezi, au trecut 23 de ani. Câți ani aveai când ai început? 16 ani. Da. Oh my God, deci a trecut. Da, a știu trecut. Că ați fost una din trupele de mare succes. Ați fost în valul ăla cu 3 sud-est. Revoluția Dance. Revoluția Dance. Da. K1, BUG Mafia, Andre, Genius. Doamne, da așa e. Nu o să te întreb de toată istoria voastră, știu că... Dar ceva tot vrei să tot vreau să te întreb. Am niște curiozități acum că te-am prins. Unu. Ce face un proiect muzical, ce-l face longevit? Cum rezistă un proiect muzical pe termen lung? În primul rând, orice teorie aș face eu, și oricât de tare m-aș da deștept acum, cine e în muzică sau cine vrea să se bage în muzică sau în general în orice activitate creativă, trebuie să știe că trebuie să fii și persoana potrivită la omul potrivit. Norocul face mult în treaba asta. Uh-huh. Adică dacă eu și Mihai ne apucam în 92 în loc de 96, n-am fi avut același succes, pentru că pur și simplu piața nu era pregătită. Era prea devreme. Dacă ne apucam în 98 sau 99, deja 3 sud-est era mare, Genius era mare, n-am fi avut, vizibilitatea necesară pentru a da lovitura așa de tare cum am dat-o. Deci sigur că e vorba despre talent, de determinare, de ambiție, de abilitate, dar e și un pic de noroc. Deci de acum încolo orice vă spun, luați și voi cu sare și piper. Cu siguranță e vorba despre talent, în primul rând, dar talentul este overrated, adică noi nu eram așa de talentați. Și hai să fim sinceri, nici la 3 sud-est nu sunt extraordinar talentați, adică sunt mulți alții care cântă mult mai bine și care au mai multe range-ul vocal, cum se zice, e mai mare și așa mai departe, arată mai bine. Pur și simplu e o combinație de talent, de determinare, de ambiție, de momentul potrivit. Și rezistența în timp... Asta într-adevăr, asta e o chestie. Asta e foarte curios. Cum deci faci să reziști în timp? Că, de exemplu, BUG Mafia, da. It's still on. Da. Aici aș împărți un pic. Cred că, în primul rând, la baza unei trupe sau unei afaceri sau unei startup, stau relațiile umane. Adică faptul că eu și cu Mihai am fost foarte buni prieteni, faptul că Tataie de la BUG Mafia este foarte bun prieten și foarte corect față de colegii lui, Călin de la Voltaj cu colegii lui de la Voltaj și așa mai departe, asta cred că este lucrul cel mai important. Pentru că acolo unde scârție, momentul în care este stres, momentul în care apar și banii, momentul în care apare și succesul, toată presiunea asta, va mări foarte mult... acele probleme care erau mici, crăpăturile vor deveni mari. Să încep să fie prăpăști. Și atunci, cred că un proiect creativ sau o firmă durează mult atât timp cât fondatorii sunt bine unul cu celălalt. În momentul în care nu mai au aceleași valori sau în care, în fine, nu mai cred în aceleași lucruri sau au viziuni diferite, se întâmplă ceva. Și chiar vedeam pe Netflix documentarul cu Bill Gates. Și el a avut alături de el pe Paul Allen de la început și chiar și el spune, bă, la un moment dat, Paul Allen vrea cu totul altceva. Eu aveam o viziune pentru Microsoft, el avea altceva și ne-am despărțit și nu e nicio problemă. Și Microsoft s-a schimbat atunci, a devenit mai mult ca fondatorul care a rămas. Știi? La noi, la HiQ, da, unul dintre lucrurile a fost faptul că am avut o relație foarte strânsă cu Mihai, cu care eram prieten din clasa întâi. Și cred că faptul că am abordat această carieră foarte serios, ceea ce la artiști se întâmplă destul de rar, de multe ori e despre aplauze, e despre ego, e despre bani, e despre... Nu zic în sens peiorativ, da? E despre ego, știi? Da. Și e despre sclipire și despre talent, știi? Ceea ce sunt foarte importante.
Dar de aici, dacă nu ești serios, nu muncești, nu ai respect pentru parteneri, pentru furnizori, pentru public și așa mai departe, nu o să dureze. Și am văzut atâtea povești, chiar și în România, dar și pe afară. La noi, Mihai a fost cel care a impus, dom'le, suntem, ne ținem de promisiuni, nu întârziem, nu încălcăm contracte și asta a fost, deci, literă de lege. Noi am lipsit la două concerte din peste 1000 în 18 ani, odată că avionul n-a aterizat și încă o dată, pentru că tot așa a fost ceva, o chestie de logistică care pur și simplu n-am putut să o ocolim. Dar în rest, niciodată n-am întârziat sau n-am lipsit, iar asta, pe termen lung, se simte și partenerii, și când zic partenerii, mă refer la organizatori de evenimente, impresari, agenții și așa mai departe, au respectat treaba deci asta. Deci e cam business. Peste tot, exact. Dacă e serios, lucrurile merg bine. Dacă nu e serios, te ajunge din urmă piața. Da, sau neseriozitatea, sau defectele. Eu cred că un proiect de succes în muzică este cu siguranță talent și resursă umană, dar și o abordare profesionistă. Că poți să ai talent și să cânți în cluburi mici de 200-300 de persoane, nu e nicio problemă. Mm-hmm. Dar dacă vrei să fii de top, atunci trebuie să te și comporți ca atare. Iar asta, noi am avut un ADN. Te mai știe lumea, băiatul de la Hechio? Da. Și taximetristul acum, când am venit pe tine. Nu, e, lumea știe despre Hechio. Eu, sigur că au trecut foarte mulți ani de când am oprit proiectul. De atunci am mai făcut lucruri care mie mi se par importante. Îmi place să le pun pe toate sub, să zicem, umbrela creativității. Îmi plac oamenii creativi, sunt creativ și a inovației. Pentru că nu mai ține minte lumea, dar noi cu HiQ am venit cu niște inovații la momentul respectiv. Chiar, zi-mi un pic din interior, voi aceste inovații, chestiile pe care voi le-ați făcut la momentul respectiv, altfel decât ceilalți. O inovație care ne-a venit de la sine, nu mă dau deștept, pur și simplu am simțit-o în felul ăsta, a fost să cântăm pozitiv și să cântăm pozitiv, nu melancolic, trist. Toată lumea cânta balade, piese de dragoste, noi eram totul, va fi bine, și așa mai departe. Am avut și piese de dragoste, dar noi în direcția asta am mers, gașca mea, și nu prea erau trupe și în general nu prea sunt trupe, adică în afară de Black Eyed Peas, da? Care cântă despre party și așa mai departe, în general subiectele sunt despre dragoste, despărțire și așa mai departe, știi? Asta ne-a diferențiat, unul. Foarte tare. După aia, doi, și asta a fost noroc, nu a fost... pur și simplu s-a întâmplat, s-au așezat așa lucrurile, faptul că am fost primii artiști care au prezentat o emisiune la televizor. În momentul de față, artiștii sunt peste tot. Prezintă emisiuni, sunt host, co-host și așa mai departe. Până la noi, n-a fost meritul nostru, cineva s-a gândit la treaba asta, până la noi nu existau artiști care să prezinte emisiuni. Și a fost Laurențiu Rusescu, pe vremea respectivă, care a zis, nu o vreau pe Dana, e foarte faină Dana, adu-i și pe ceilalți doi băieței și punem pe toți trei să prezinte emisiune. Și lumea era gen, dar cine a mai pomenit trei prezentatori? Și dacă cum adică o trupă întreagă să prezinte? Era ceva never gonna happen. Never, da, știi? El a avut curajul ăsta și a ieșit o chestie care a fost number one ani de zile și după aia ProTV-ul a copiat-o, după aia Prima TV a copiat-o și așa mai departe, știi? Și asta a fost o chestie care n-am inventat-o noi. Dar ce am inventat noi a fost concursurile online pe care le făceam la televiziune, îi puneam pe oameni să voteze care e trupa care vine în următoarea emisiune, care e artistul care vine. Cădeau servere, îți dai seama, era 2000-2001. Deci era, nici e-mail n-avea lumea. Era foarte la început. După aia, primul site al unei trupe românești, prima pagină de Facebook al unei trupe românești, în 2006 primul blog al unui artist român. Mereu am făcut mici inovații. Ai încercat să conectezi cu tehnologia cât de mult posibil. Da, cred că asta este unul dintre lucrurile în care cred eu. Cred că poți să aduci un added value, adică o valoare adăugată, poți să fii unic sau diferit măcar, prin tehnologie. Știi? Și asta am încercat chiar și acum în influencer marketing. Când am venit prima dată și am zis hai să facem campanii pe Facebook, cu artiști, toată lumea a zis, stai un pic, artiștii cântă. Păi da, dar vezi că au audiențe de sute de mii de oameni pe care nu îi accesez deloc, nu se mai uită la televizor, nu sunt, bannerele nu funcționează, dar
dau like și share și așa mai departe la statusele, nu știu, la Andreea Bălan sau lui Smiley. Nu ți-ar plăcea să atingi oamenii ăștia? Ba da, păi și cum o facem? Vezi, până la urmă, tot o mică inovație, astfel încât eu să aduc ceva pe care alții nu au adus-o. Și după ce am făcut asta de multe ori, am zis, stai un pic, dacă vreau să fac 20 de campanii pe zi. Cum ai fi... Hai să ne gândim că îți faci o trupă de la zero. Cum ai fi făcut Haikyuu altfel azi? S-au schimbat vremurile. Da, exact. Ca un startup l-aș exact, face. Tocmai, că s-au schimbat vremurile. Vreau mâine să fac trupă și vreau să fiu mult mai aproape de tehnologie, mult mai aproape de ce se întâmplă în ziua de azi. Cum își face Florin Grozea Haikyuu trupă 2020. În 2020? Da. Aș aborda-o ca un startup. Și zic startup pentru că s-a dovedit de nu de o dată, nu de sute de ori, de mii de ori, că există niște pași prin care trece un startup pentru a se lansa și apoi pentru a avea succes. Sigur, 99% dintre ele nu au succes, dar e clar că sunt niște pași. Și atunci aș aborda-o, în primul rând, ca resursă umană, m-aș uita foarte atent la cine sunt fondatorii, după aia cine sunt angajați, între ghilimele, care pot fi instrumentiști, dansatori și așa mai departe, și aș face o echipă care să fie top, adică să fie cea mai tare, nu neapărat luând cel mai cunoscut chitarist, ci luând un chitarist care este foarte, foarte bun în ceea ce urmează să facem. Așa cum ai luat un programator sau un designer, știi? După aia m-aș duce și aș face un produs foarte bun din punct de vedere al poziționării și al brandului. Pentru că noi n-am știut asta la Haikyuu, dar am descoperit după aia pe pielea noastră. Brandul e 3/4 din succes. Și în muzică. Deci felul în care ești poziționat și în care te vede publicul, unde în public pune inclusiv casele de discuri, impresarii, toată lumea din piață, da? Cei care dau bani sau cei care pur și simplu te laudă sau te susțin. Brandul face 3/4. Vorbesc foarte serios. Și când zic brand, mă refer de la valorile pe care le are respectivul startup sau respectiva trupă, până la misiune, viziune, cum se numește startup-ul sau trupa respectivă. Toate lucrurile astea trebuie să fie foarte bine închegate și foarte ușor de înțeles pentru tot publicul. În momentul în care e ușor de înțeles cine e artistul respectiv sau trupa respectivă sau startup-ul respectiv și ce vrea să facă diferit față de alții, o să fie super ușor. Nouă ne-a ieșit asta un pic din instinct. De exemplu, Mihai, când am zis hai să punem un nume trupei, ții minte foarte bine povestea că era la mine acasă în dormitor și el a zis, ne trebuie un nume în limba engleză, dar care să-l înțeleagă și românii care nu știu engleză. Ne trebuie un nume care să spună ceva despre noi și în același timp să fie foarte scurt, să fie scandat. Deci fii atent, se gândise. El a zis, mie nu-mi place șuie, papa, rude, nu, e greu de spus. Mie îmi place Iris, Iris. Și atunci, Haikyuu, de era o chestie ușor de spus. Zicea ceva despre noi, pentru că Haikyuu vine de la high quality, dar am zis, mamă, calitate, și era în limba engleză, ceea ce îi dădea un aer mai cool. Lumea înțelege ce înseamnă Haikyuu, că dacă era, de exemplu, disappointment, probabil că multă lume nu știe ce înseamnă, știi? Dar lumea știe ce înseamnă love, hello, știi? Red, orange, adică chestiile astea simple, știi? Și Haikyuu e ușor de explicat și de înțeles. Dar n-am avut un manual de brand. Asta aș face pentru o trupă. Deci ai face-o fix ca pe un startup. Aș face ca un startup, dar fără a pierde sufletul. Deci aș începe cu oamenii, dar după aia i-aș accelera. Și să știi că fac treaba asta cu creatorii, care eu îi numesc tot artiști, că tot creează vloguri sau creează sau bloguri sau chestii, poze, sau ședințe foto, până la tot artiști sunt. Fac cu ei un fel de program de accelerare. Deci vine un artist, un creator, un vlogger, da? Hai să zicem mai simplu. Și mie îmi place foarte mult. Și am o ședință cu el de vreo 3-4 ore, prin care îl trec prin niște, să zicem, niște pași de branding și de poziționare, care apoi îl ajută și pe el sau pe ea să se înțeleagă mai bine cine e și ce vrea de la viață, și pe cel care va vinde respectivul brand, respectivul vlogger,
și, în definitiv, pe toată lumea. Deci poți să, tu, practic, în momentul ăsta și ajuți influencerii să ajungă poate și mai influencer sau să o ia cumva de la zero? În primul rând, un influencer e un creator. Uh-huh. Fiind un creator, eu îl iubesc. Dacă nu e un creator, adică nu creează nimic, poate fi, desigur, un influencer în sensul că lumea să-l cunoască, dar nu este, pe mine nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează, uite cum este Tequila, care a inventat și a inovat în fiecare an, în ultimii 6-7 ani, în zona ei de public și de platformă, YouTube, pe care o admir extraordinar de mult. Toată lumea o admiră din nișa ei, pentru că a reușit să se redefinească în continuu și a reușit să fie number one vlogger feminin în România de atâția și atâția ani. Adică 6 ani deja pentru YouTube-ul din România e deja veteran, dacă îți vine să crezi. Și ea, când m-am cunoscut cu ea, era la fel de deșteaptă și la fel de talentată ca și acum. Și am întrebat-o: tu ce ești, Bianca? Și ea mi-a zis: sunt vlogger. Și eu am zis: nu sunt de acord cu tine. Cum nu? Păi, dar toată lumea știe că nu, stai, lasă-mă să spun. Tu, cine îți filmează vlogurile? Cum, cine filmează? Eu. Deci ești un fel de regizor. Da, ai dreptate. Cine îți scrie toate sketch-urile alea și toate? Păi cum, cine îți scrie? Eu. Deci ești un fel de scenarist. Tu și joci în ele, ești un mic actor. Da? Cine hotărăște unde filmezi, cine sunt actorii? Păi cine? Eu. Ești nebun? Deci ești un fel de producător. Ai dreptate. Dar auzi, tu ești și într-o trupă, că știam eu că e într-o trupă de dans. Da. Deci tu ești și dansator, da. Am auzit că ai prezentat și baluri, da. Deci ești un fel de MC. Ai vrea să și cânți? Bă, dar nu prea am voce, dar știi că am scris niște... Bun, deci tu ești eventual și un textier. Tu ești un artist, bie. Uh-huh. I-a plăcut foarte mult treaba asta și a ținut minte, pentru că se limita spunând despre ea că este doar un vlogger, când de fapt ea face atât de multe lucruri interesante și de mare succes. Și atunci, eu, de fapt, lumea spune că, mamă, ce am ajutat-o pe bie. N-am ajutat-o, că n-am cunoscut, avea 6.000 de abonați, ceea ce este huge. Da. Eu am 8.000 pe YouTube și sunt de 25 de ani în showbiz. Deci e huge. Nu am ajutat-o. Nu eu am făcut-o. Eu pur și simplu am crezut în ea și am spus the big picture. I-am zis, tu ești artist. Și de atunci a scos primele melodii al unui vlogger. Ea a fost prima care a lansat moda asta cu vloggerii care cântă. A avut primele evenimente nu s-a terminat bateria. La ce? La, nu? A plâns? Da, a zis ceva. Dar tu ești prea prins. Ești foarte prins aici. Dacă nu filmează, avem două camere. Una din ele sperăm să reziste. Eu cred în artiști, ca să trag o linie. La fel mi s-a întâmplat cu Radu Constantin, care a adunat vreo 650.000 de abonați într-un singur an. Într-un singur an, acum când e bătaia asta, omul a adunat 600.000 de abonați, construind un serial în 4 sezoane, care a fost în trend din fiecare episod. Este un, cred că e un record de european, nu doar românesc. Cred în el. Cred în el ca într-un artist. Nu cântă, dar ceea ce face este huge și este creator. Bun, deci cred în oamenii ăștia. Să zicem că ca să ajungi la nivelul ăla, hai să luăm... Nu știu, frate. Cum faci? Că dacă... Cum faci? Nu știu. Uite, cu siguranță e full-time job. Adică, pur și simplu, din ce am vorbit adineauri, numai să faci un podcast care să fie săptămânal, e greu. Uh-huh. Dar aminte să creezi content zilnic, să fii foarte in tune cu audiența ta. Ce implică să devii influencer și când poți să zici că te numești influencer? Influencer este un termen pe care industria de publicitate l-a inventat. Pentru că celor din agenții... ei vor pe cineva care influențează niște audiențe, pentru că asta e treaba lor, să găsească acei lideri de opinie care influențează o audiență la care ei vor să ajungă cu produsul sau cu serviciul respectiv. Creatorilor nu le place să li se zică influencer. Ei sunt niște influencer, până la urmă. Dar toți își spun creatori, content creators, sau creatori de conținut. Unii își spun, uite, Radu Constantin își spune regizor. El nu e vlogger. El e regizor, el scrie, serialul e pe YouTube, dar el nu e vlogger, în sensul de să se filmeze pe el în viața de zi cu zi. Și așa mai departe. Deci ei sunt creatori. E foarte important de spus treaba asta, pentru că
gândește-te, influencer poate să fie și o chestie care să fie peiorativă. Da? Poți să fie, să influențezi oamenii în rău, eventual. Dacă îmi zici creator, deja înțelegi că e un artist. E cineva care este, nu face șuruburi. E cineva care face ceva creativ. Și de-aia îmi place. Dar revenind la întrebarea ta, urmărind pe Tequila, pe Radu Constantin, pe Aluziva, un jurnalist care a devenit blogger și vlogger și care mie îmi place foarte mult în ultima perioadă, și mulți alți influenceri pe care îi urmăresc, da, sunt câteva lucruri pe care le-au făcut. Unul a fost că au creat conținut într-un mod constant și repetat. O dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, nu mai puțin de o dată pe săptămână și nu 3 luni, 6 luni, ani. Ani de zile. Ani de zile au tot an creat zile. Și da. Nimeni n-a pornit de la 6.000 de... Nu, nimeni n-a pornit. Toată lumea a pornit de la zero. Asta nu înseamnă că dacă faci conținut de două ori pe săptămână sau de 7 ori pe săptămână și vei ajunge sus. Dar invers, deci este necesar, dar nu suficient. Nu există creator sau influencer de succes care să facă un podcast sau un vlog sau un articol pe blog o dată pe lună și să aibă succes. Nu. Deci trebuie să scrii sau să compui sau să creezi ceva o dată pe săptămână minim. Deci asta e una. Doi, ce am observat este că își înțeleg foarte bine publicul. Sau înțeleg foarte bine publicul. Adică, spre deosebire de politicieni, acești blogger și influenceri știu foarte bine cine e publicul lor și ce vrea și le dau ceea ce își doresc. Nu înseamnă că sunt niște maimuțoi care fac numai ce zice publicul, dar conexiunea lor este foarte strânsă. Și o să vezi artiști la modă, cântăreți la modă, care nu sunt influenceri din punctul meu de vedere, pentru că sunt talentați, sunt difuzați de radiouri, dar ei nu înțeleg publicul. E o chestie, după părerea mea, care o să moară rapid. Uh-huh. Și sunt alții artiști, cântăreți, uite cum e Andreea Bălan, de exemplu, care a răspuns la 10.000 de comentarii, ia cu mâna ei, ani de zile la rând, și știe cine e publicul ei, cu bune și cu rele, și de aia are impactul pe care îl are în momentul de față pe Facebook și pe Instagram. E unul dintre exemple. Da? Deci nu înseamnă că dacă ești celebru, ești și popular sau că îți înțelegi publicul. Poate să fie o situație. Poate să fie, dom'le, acum ești la modă, se poartă trap și tu tocmai se întâmplă să cânți. Asta e un trend. Dar sunt oameni care își înțeleg publicul. Uh-huh. Tequila știe ce vrea publicul ei, uneori le dă ceea ce vor, alteori se joacă un pic cu ei, dar știe foarte bine ce vrea publicul ei. Deci ăsta e al doilea lucru pe care l-am observat. E foarte greu. Trebuie să ai o intuiție, trebuie să fii cumva. Al treia lucru pe care l-am observat este că fie că își dau seama, fie că nu își dau seama, se poziționează diferit față de alții. Sunt vlogger în momentul de față care au 200-300.000 de abonați, dar pe care eu dau un scris că nu o să facă nimic în continuare, pentru că nu fac decât să se pună pe trenduri. Nu fac decât ce fac și alții. Și sunt vlogger, de exemplu, care este cel mai ușor de exemplificat pe YouTube, care inovează, care vin cu chestii noi, chiar dacă multă lume spune, da mă, dar asta am văzut-o și în America, da, dar n-ai văzut-o în România. Da mă, dar asta am văzut-o și eu făcea nu știu cine acum 10 ani, da, dar nu făcea pe YouTube și nu o făcea pentru publicul ăla. Deci vin cu mici inovații, incrementale, nu inventează roata, uh-huh. Dar care îi poziționează ușor diferit și nu uita, nu odată, ci de 2-3 ori pe săptămână, făcând ușor diferit ceva, vor atrage atenție. Trebuie și un pic de noroc. Ca în orice. Și aș mai adăuga eu, în momentul de față, cred că și o echipă bună pentru a amplifica toate lucrurile astea. Adică influencerii care sunt semnați la label-uri, la label-uri bune, care uh-huh. fac treabă, câștigă poate de 3 ori, de 5 ori mai mulți bani și cresc de 2-3 ori mai repede decât dacă ar fi independenți. De ce? Dar până să ajungi la label-uri, e muncă. Adică e muncă, da. Cam trebuie să știi să creezi content. În cazul vloggerilor trebuie să știi inclusiv editarea. Adică cred că și le editează ei. Acolo deja îți pui amprenta, e stilul exact. Tău, e felul cum editezi, exact. E huge. Păi, vreau să zic ceva foarte clar. Toți vloggerii cu care am lucrat mi-au refuzat să monteze altcineva vlogurile lor, deși poate erau din campanii, poate era mai simplu, poate era mai rapid. Nu. Cum montez eu, vloggerul,
face parte din brandul meu și din felul meu în care mă exprim. Nu doar fața mea, nu doar ideile mele. Iar eu respect treaba asta. Gândește-te că Smiley sau, nu știu, Irina Rimeș sau Delia nu-și montează singur piesele, nu-și montează videoclipuri, nu le filmează singur. Ei sunt foarte talentați, sunt foarte mișto. Probabil ei dau viziunea dar, către cineva cu care au o echipă, exact, cu care au lucrat de foarte mult timp. Dar echipa aia face ceea ce nu e, nicio, e foarte bine, da? Adică, nu știu, Răzvan Bularcă sau alți regizori vin cu propria lor viziune, deci sunt un produs foarte mișto. Totuși, trebuie să îi respectăm pe vloggerii ăștia care fac toate lucrurile astea ei cu mânuța lor. Am un exemplu foarte fain de aici, din Cluj. Îi cunosc pe cei de la Creative Monkeys. Da, sunt care veteran sunt absolut, deja. Sunt veteran și sunt absolut super. Genial. Și am văzut că am văzut first hand partea asta de că își editează ei tot, se implică extrem de mult, comunică foarte mult cu comunitatea lor. Ei fac o chestie foarte, foarte tare și anume au în fiecare zi la ora 9 seara au live, da, cu comunitatea lor. Super greu. Care e ceva, deci și oamenii au iau pe Twitch o comunitate foarte mare, deci da, pe lângă YouTube au crescut foarte bine pe Twitch. Și comunitatea lor intră și în fiecare seară la 9, cred că au vreo 100, spre 200.000 de abonați pe Twitch și vorbesc și se uită cum se joacă, le răspund la întrebări. Da. Și mi se pare că au reușit să găsească un mod de a relaționa cu fanbase-ul lor, cu audiența lor, pe care oamenii tineri, că sunt tineri, sunt foarte tineri, tinerii nu-l găsesc în altă parte. Uh-huh. Tinerii își caută modele, își caută tribu. Oameni care să înțeleagă, să înțeleagă prin ce trec, să înțeleagă, da. Adică au probleme super basic pe care noi le citeam în revista Bravo sau chestii de genul ăla. Dar la fel, adică s-au schimbat doar platformele până la urmă. Și asta mi s-a părut incredibil, că ei sunt un fel de The New TV, dacă vrei, pentru publicul lor. Da. Și cred că acolo se schimbă practic consumul, nu? S-a schimbat foarte mult consumul. În primul rând, statisticile arată că nu se mai uită nimeni la televizor sub 35 de ani, adică aproape nimeni. Se duce lumea foarte mult. Dacă te uiți la televizor, te uiți la posturile care nu au publicitate. Te uiți pe Netflix, te uiți pe HBO Go. În general, on demand, lumea nu mai vrea să răspundă la telefon și nu mai vrea să se uite la ora la care vrei tu. În afară de meciuri de fotbal, poate, știi? Vreau eu când am eu timp. Da, fiica mea a fost cea mai tare. Într-o zi mi-a zis să dau skip la reclamele de pe Disney Junior. Da. Deci că deja ea era obișnuit, exact, ea deja obișnuită cu on demand. Ea vrea, când vrea ea, există reclame. Și atunci, deci lumea nu se mai uită la televizor, dacă te uiți la televizor, te uiți la chestii care sunt fără reclame și vrei să dai skip. Oamenii stau cu telefonul în mână, suntem într-o eră în care, în afară de oamenii profesioniști care au legătură cu tech și care au laptopuri, toată lumea stă pe telefon. Adică toată lumea folosește internetul de pe telefon. Deci eu cred că se zicea că e mobile first, eu zic că e cam mobile only în lumea în care trăim. Sigur, eu am laptopul, tu ai laptopul, dar noi suntem foarte puțini de fapt. Da, bine, avem laptopul probabil tot pentru chestii de business mai exact, mult. Exact, asta spun. Deci, rest tot pe mobil. Exact, chestii de business. Până la urmă, cumpărăturile, distracția, știrile, social networks, toate le consumăm pe telefon. Ceea ce este, eu zic așa că, am impresia că lumea nu înțelege că totul trebuie să fie bun pe telefon, în primul rând. Și după aia, dacă mergi și pe laptop sau pe desktop, e... Partea, da. Deci, astea sunt cele două. Televizorul nu, mobile-ul first, on demand și ce aș spune eu este că oamenii se întorc, dar nu doar în niciun caz doar în România, peste tot. Oamenii se întorc când e vorba despre consumul de conținut și despre publicitate, că suntem publicitate și pe mine asta e cumva genul proxim, se întorc la basics. Să-ți explic ce înseamnă asta. Uh-huh. Lumea mă întreabă de ce funcționează de bine influencer marketing și de ce se duc atâtea bugete și creșterea atât de mare. Pentru că, după părerea mea, influencer marketing este o întoarcere la
baza publicității. Pe vremuri, la radio sau la televizor, la american, când la ei a început publicitatea, la televizor, de exemplu, erau emisiuni și erau live, ceea ce e foarte important. Între timp sau totul e machiat, totul e montat. Erau live. Fiind live, îți dai seama ce nivel de profesionalism era, că totul trebuia să fie sincronizat, dansatorii atunci dansau, cântăreții atunci cântau și așa mai departe. Și prezentatorul zice așa, luăm o scurtă pauză să vă anunțăm că Ford a lansat noul model, nu știu ce, și are o reducere în luna decembrie. Bun, acum revenind la emisiunea noastră. Deci, cum era publicitatea? Era, în primul rând, parte din conținut, nu se oprea programul. Doi, era utilă. Vă anunțăm. Deci vă anunțăm ceva care este util și care vă interesează eventual. Și trei, era non-intrusivă într-un sens în care nu era agresivă, nu era cumpără ceva, ci era gen, noi v-am anunțat, voi vedeți ce faceți cu această informație. Da. Noi credem că vă ajută. Noi credem că vă ajută. Influencer marketing, asta este. Când Bugnici face o recenzie la un telefon nou, nu e o reclamă. Ea este o reclamă, poate că e plătită de brandul respectiv, dar eu am dat play să văd acel video al lui Bugnici pentru că mi s-a părut util. Bugnici nu-mi zice, cumpără acest telefon, îmi zice chestii utile. Uite, a apărut, îl găsește acolo, are aceste probleme sau nu, are acest preț și așa mai departe. Da? Eu pot oricând să dau skip, pot oricând să opresc și totuși eu mă uit la o reclamă de 25 de minute la un telefon pentru că Bugnici mă prezintă. De aia are putere influencer marketing, pentru că are respect pentru oameni, pentru că în primul rând e despre utilitate, nu despre sales, și pentru că face parte din conținut, nu este ceva super separat. Și cât de, ca rezultate, de exemplu, s-au făcut studii, comparații, spune-mi un pic cum e. Păi, în primul rând, pornim de la ce e rău, și anume, aproape 50% din populația globului are instalat AdBlock. Deci nu vede bannerele. Cei care le văd, că și tu mai vezi bannerele dacă n-ai AdBlock. Eu nu mi-am pus AdBlock, că vin dintr-un background unde am trăit din publicitate și mai mult decât atât fac următoarea chestie. Când mă uit la... Te rog. Când mă uit la un content creat de un creator pe care îl urmăresc, stau și mă uit la reclamă. Stau și mă uit la reclamă până câteodată, nu stau la toată reclama, dar stau să treacă măcar 10-15 secunde, pentru că știu că după un anumit punct, acel creator va fi plătit prin faptul că m-am uitat la reclama aia. Trebuie din partea ta. Pentru că știu the background, știu ce înseamnă să creezi content, știu cât e de greu. Și mi se pare o chestie mega, cum să zic, dai de la tine, cum ar fi un 5 pic. Secunde din viață, da. Că îi plăti, da. Și omul ăla că a făcut un pic de content. Zim, scuze, și partea chiar, și chiar dacă sunt bannere și nu le-ai blocat, există o chestie, se numește banner blindness, noi nu le vedem, nu le conștientizăm. Deci știm deja unde sunt și trecem cu privirea și nu registrăm. Acum, deci gândește ce înseamnă asta pentru un brand care vrea să facă reclame prin bannere pe internet. 50% din oameni nici nu le văd, banii aruncați pe fereastră, iar cine le vede, nu le înțelege, nu le vrea. Știi? Deci asta este o statistică care spune că ceva trebuie făcut. Da? Că bannerele, reclamele nu mai merg. De asemenea, statisticile arată că după prima reclamă de la televizor, scade undeva la 80%, adică 80% din oameni schimbă postul. Și pe net, dau skip. Exact. Problema este că și dacă nu dau skip, lumea așa telefonul să vadă ce mai e pe Instagram sau se duce până la toaletă sau se duce să-și ia un par cu apă. Deci nimeni nu se mai uită la reclame de la TV. Și atunci întrebarea este, cum ajungi totuși? Că na, trebuie să promovezi această sticlă de apă. Cum ajungi totuși la publicul tău? Influencer marketing nu este singura soluție, dar este una pe care mie îmi place foarte mult și se vede în cifre, că crește de la an la an. Vine cu următoarea abordare. Să fie util, să fie creativ și să fie pull, nu push. Adică nu-ți bag pe gât. Eu te anunț. Cum era pe vremuri. Înțelegi? De aia zic că ne întoarcem, în care eu te anunț. Urmează, în titlu, urmează să îți spun despre această sticlă de apă. Și tu zici, nu mă interesează. Ce problemă? Dacă mă interesează, gândește că lumea stă să se uite pentru că chiar le interesează. Și atunci chiar devine ceva care omul va reține. Nu e o reclamă, este...
Știi când mergeam la evenimentul ăla cu noaptea de vrătoare de publicitate? Oh, și ce mișto era, ne uitam la reclamele alea. De ce te uitai la alea? Erau bune, erau faine. Asta e, vezi? Erau bune. Nu încercam neapărat să-mi bage pe gât. Nu-ți băga nimic pe gât. Era despre creație. Și erau creative. Uh-huh. Și influencerii asta fac, ăia bun. Fac un conținut care e mișto și te prinzi că e reclamă, nu te deranjează. Bă, vreau să mă uit. Uite cum e la Mircea Bravo, da? Este o grămadă de reclame pe care le face și văd în comentarii ce spune lumea. Lumea spune, așa ar trebui să fie toate reclamele. Așa m-aș uita la televizor dacă ar fi reclamele cum e asta pe care a făcut-o tu Mircea Bravo, știi? M-am prins că e reclamă la nu știu ce, nu mă deranjează. Da? E un exemplu, sunt multe. E un exemplu în care arată că utilitatea și creativitatea și faptul că nu ți-o bag pe gât, fac un produs publicitar, sigur, susținut și creat de influencer, care într-adevăr are putere. Da? Uite acum micuțul cu Cat Mobile. E incredibil. Deci, nu? Da, deci, te uiți și dai play încă o dată și încă o dată și încă o dată. De câteva ori m-am uitat la spotul ăla, că pur și simplu e foarte e mișto. Foarte făcut. Bun. Da? Da? Da. Și atunci, asta este puterea, influencerilor, a creatorilor, de fapt. Ei vin și fac niște chestii pe care agențiile sau copywriterii, nu zic într-un sens peorativ, pur și simplu nu au răbdarea sau nu au creativitatea să o facă și vine din, și din ce vine, nu că-s mai deștept, nu-i mai deștept micuțul sau Mircea Bravo decât oamenii din agenție, nu neapărat, sau mai creativ sau mai talentat. S-ar putea să fie și mai talentat, dar nu vreau să generalizez. Dar știi care este diferența principală? Își pune pielea la bătaie. Și tu când micuțul, tu pui fața ta pe spot, păi ești atent la toate detaliile. Pe când un angajat de la o agenție poate să vină cu o idee genială, dar până la urmă nu e despre el. Știi? Plus că asta e diferența. Plus că micuțul și știe what ticks, what makes the... Nu-ți mai zic, el știe publicul lui. Audiența la ce reacționează. Măi, e un artist. Înțelegi? Mie de-aia îmi plac artiștic. Și tu când ai început interviul, ai zis, bă, dar cu muzica, dar cum ești tu cu influencer marketing? Sunt artiști ăștia toți. Mie îmi place de mor. Și chiar, dacă mă întreb pe mine, un pic mai complex decât artiștii din muzică de pe vremea mea, care arătau bine, unii, cântau bine, unii, mai și cam atât. Pe când creatorii de acum, vloggerii și comicii, cum ar fi, ei sunt foarte complexi, ei fac multe lucruri. Micuțul nu e doar un actor care, știi, interpretează un rol. El și-l scrie, el vine cu conceptul, el pune suflet și așa mai departe. Au și apărut platforme care... Te ajută. Te ajută și care au liberalizat accesul. Da, adică, uite-te, facem o emisiune radio, vorba aia, da. Fără mare să investiție. Răspund în fața nimănui. Da. Adică m-am vrut eu de capul meu. Așa să mă apuc să fac un show. Și cred că acum cumva bătălia adevărată se dă între cei care știu foarte bine tool-urile astea și să se folosească de ele și să-și atragă audiențe și așa mai departe. Și cei care apar și fac cu mâna și thank you, this is it. Sunt foarte curios dacă ai experiență cu campanii la anumite produse care după aia să fie sold out instant, după ce a apărut la un vlogger. Că am auzit, de exemplu că Shelly are efectul ăsta pe audiența lui. Scoate un tricou, e sold out instant, adică nu... Da. În primul rând, tricoul ăla e al lui, ceea ce e foarte important încă o dată, pentru că eu aș cumpăra un tricou de-a lui Shelly dacă e al lui. Dacă el face reclamă la alt brand, mă mai gândesc. Sigur că îl iau în considerare. Dar gândește-te, dacă e tricoul lui, cum ai zis tu, mă uit la reclama ta, că îmi place de tine, te respect. Așa și cu ăla, băi, îi cumpăr tricoul, că mie îmi place de el, știi? Deci este și asta o chestie. Dar da, există, am două exemple. Unul mi s-a întâmplat cu Connector și cu soția lui, acum câțiva ani, pe Facebook. A venit un magazin online și a zis, vrem să promovăm, băi, vă costă că e Connector, era și mai cunoscut decât acum, era mai hot, cum ar fi. Ok, facem, aveți banii, avem banii, hai să o facem. Ce aveți de vândut? Păi, din ziua respectivă, noi avem de vândut aia, avem o ofertă, perfect. Și l-am întrebat o chestie pe care o știu din perioada când eram în muzică. L-am întrebat, ești pregătit pentru succes? Și a râs. Nu zic, nu stai un pic, că n-ai înțeles. Să ajungi să ai succes, e greu. Dar sunt mulți care atunci clachează. În fine, a rămas până la urmă că e pregătit pentru succes. Nu era. Știi ce s-a întâmplat, nu? A căzut serverul. Problema este că, fiind
imaginea lui Connector. Connector s-a supărat personal, pentru că el pe obrazul lui a zis, oamenilor, intrați acolo, aveți acea reducere, și oamenii n-au profitat de acea reducere, fanii lui, pentru că site-ul a căzut. Am mai făcut o încercare. Mai luați-vă servere, v-am zis că nu se pregătiți de succes. Da? Și am mai făcut o încercare, a mers greu serverul, în fine, a rezistat la câți oameni a trimis Connector. Da? Uite, ăsta e un exemplu de puterea pe care o au influencerii și cum uneori nu ești pregătit să ai succes. Dar am și un exemplu am multe exemple, dar încerc să le spun pe alea. Bine, care eu știu, sunt... te las să zici pe a tău. Eu știu un exemplu cu o tipă care am pe Instagram, ceva Instagram influencer din state, cred. Avea 3,6 milioane de fani și-a făcut linia ei de tricouri, nu știu ce, și a vândut 16 tricouri. Există și poveștile astea și să spun că vreau să ajung la asta. Întâi îți zic povestea cu tequila și cu un magazin de haine urbane din Cehia și după aia îți spun și de ce de multe ori nu funcționează, nu funcționează campaniile. La tequila povestea e așa pe scurt. A sunat magazinul ăsta din Cehia și a zis, vrem să intrăm în România. Suntem doar online, dar luăm comenzi din România și credem că e o piață bună. Vrem să lucrăm cu tequila. Bine. Dar știți că e scumpă, știți că e... Da, dar se potrivește, nu există alt vlogger care să fie atât de cool și în zona asta de urban, skating, nu știu ce. Perfect. Și zic, da, dar știi, ei zic, nu plătim decât procent. Zic, nu, nu există așa ceva. Nu se poate să nu plătești omul. El face un conținut, nu e affiliate. Nu e un blogger oarecare. Nu, e un pita mai celebrity în România. Totuși vorbiți cu artistul, cu creatorul. Vorbesc cu creatorul și zic că m-au sunat unii, dar nu o să o facem, că sunt, nu vor decât procent, știi? E vorba despre food shop. Așa s-a auzit în telefon, știi? Și era like, ce s-a întâmplat? Sunt preferații mei. Fac orice. Deci nu, lucrăm și gratuit cu ei. Mă, stai un pic, nu se poate. Noi le-am cere 1000 de euro. Îmi plac la nebunie. Bă, dacă ție îți plac bine, hai că facem campania asta. După 3 luni, vânduse de 65.000 de euro doar din 2 postări de Instagram pe lună. Wow! Ăștia, deci deal-ul a fost foarte bun. Ei aleseseră foarte bine și faptul că reacția aia a fost atât de puternică față de acest brand, mie mi-a arătat că afinitatea, de fapt, e mai importantă decât banii. Afinitatea era importantă. Și de aici și rezultatele. Afinitatea, pur și simplu, ălora le plăcea de ea, ei îi plăcea de brandul respectiv. După 1 an și jumătate a vândut de, ești pregătit? Nu. 650.000 de euro. Bă, produse. Nu. Da. Incredibil. Nici măcar din toate postările pe Instagram și pe YouTube, unul, ne-am uitat, nu e să zică că e reclamă. Să se plângă că e reclamă. Sigur că sunt reclame, dar sunt atât de mișto făcute, încât pe oamenii nu-i deranjează. Li se pare super haios și mai mult decât atât, li se pare foarte potrivită combinația. Adică li se pare că nu e reclamă, pur și simplu, ca și cum ai întrebat-o acum, bă, apare iPhone 11, e bun? E bun, mă, ți-l laud. Nu m-a plătit nimeni, pur și simplu, bă, e iPhone, frate, vreau să zic și e bun. Ce e mai mișto decât asta este că după primele 3 luni îi întreb, cum merge treaba? Number one România. N-am înțeles ce a fost să zic, cum adică number one România? Adică vindem mai mult, am vândut mai mult în luna asta în România decât în Cehia sau în Polonia, de unde noi am pornit. Zic, wow, dar de cât timp sunteți acolo? De 7 ani. Băi, ești nebun? După 3 luni, da. Și a urmat întrebarea, care o să intre în istorie. Atât aveam inima de mică. Și cu ce influencer mai lucrați în România? În afară de tequila? Cu nimeni. Tu îți dai seama, mă, de ce i-au ajuns number one în 3 luni în România cu un influencer. Bine, între timp lucrează cu vreo 20. Rup tot. Dar asta aleși extrem, extrem de bine. Și aici ajungem la concluzia pe care vreau să ți-o spun. Nu funcționează dacă este forțată și dacă nu este reală conexiunea între creator și brandul pe care îl promovează. Nu funcționează. Aș spune că și dacă relația între creator și comunitate nu este reală, că poate, nu știu, a cumpărat, poate fake followers, cumpăra like-uri sau poate sunt vechi. Da, de exemplu, există artiști care au avut succes acum 10 ani. Ei au 2 milioane de fan pe Facebook, dar nu sunt reali, sunt de pe vremuri, nu mai sunt relevanți. Și atunci, știi ce trebuie să se întâmple? Trebuie să se întâmple... Asta trebuie să se întâmple, știi? Adică... Între brand și influencer. Influencerul când aude, trebuie să fie like, nu o fac pentru bani.
Sunt și bani, dar nu o fac pentru bani. O fac pentru că îmi place și pentru că cred în asta, știi? Iar asta e destul de rară, știi? Și trebuie să, aici trebuie să recunosc că influencerii au nevoie de manager sau de, de niște sales. Ca să găsească potrivirile alea, că nu poți tu ca creator să te duci să bați la ușă la toate brandurile, știi? Corect. Ai nevoie de cineva care să zică, stai un pic, tu care vinzi aia, te-ai potrivit cu ăla, ăla și ăla. Nu cu ăla. Și au existat și exemple, contraexemple. Ok. Și unul e foarte relevant pentru tine că tu ești din Cluj. Hai. A făcut Emil Boc o campanie. Stai, Boc e influencer? Sau? Nu. El e clientul. Ok. Primăria Cluj. Okay. A făcut o campanie de promovare a noilor autobuze transport în comun și l-a adus pe bunici și Și-au făcut un toată lumea vlog, a lăudat asta. Toată lumea. Băi, Bucnici a mers cu Emil Boc, au testat. Foarte mișto. Ce te faci tu că firea? Aceeași poveste. Vrea să promoveze autobuzele din București. Exact aceeași poveste care primise toate laudele din lume. Și cineva, nu ea, cineva îi zice cu Mikey H, cu Ghiduș și cu Bromania. Ok. Eu dacă aș fi știut asta din prima, l-aș fi zis, nu faceți asta. Pentru că nu se potrivește, nu se aliniază deloc nu treaba e audiența, nu, nu. N-are nicio treabă una cu alta. A ieșit atât de prost, încât ei au trebuit să-și retragă vlogurile de pe, de pe YouTube și de pe Instagram și a ieșit cu scandal și cu... foarte rău a ieșit, înțelegi? Uh-huh. Și eu te întreb, care e diferența între cele două? Clientul era același, ideea de a folosi influenceri aceiași, influenceri de top, da? Mikey H, foarte cunoscut, Bromania, super cunoscut, Bucnici, foarte cunoscut, pentru a promova același produs. De ce ieși prost? Așa, la off the top of my head, aș zice că audiența lui Bucnici e complet diferită de a lui Mikey H, a lui Bromania, adică cred că aia ar fi number one. Asta este, nu s-a potrivit, nu s-a potrivit. N-ai cum să... Nu s-a potrivit publicul pe care... De fapt, nu publicul, că publicul e același. Toată lumea merge cu autobuzul până la urmă și fanii lui... E adevărat, dar fanii lui George, adică George Bucnici, care are un background de televiziune, unde exact. La de televizor jurnalism. Se, de jurnalism și așa se uită un anumit public mai, să zic, 35 plus, că cine se uită la emisiune de IT? Nu se uită tineri la emisiune de IT, se mai uită... Deci e vorba despre... vârsta audienței pe care o urmăreai, e vorba despre expertiza și poziționarea acelui influencer, da? Ei nu, niciunul nu e din ăștia 3, 4, niciunul nu e slab, toți sunt foarte buni, dar poziționarea este foarte importantă. Adică, zici ce spun? Da. Și de aia, uite, s-a potrivit extraordinar de bine la Cluj și toată lumea a dat share, nici n-a fost reclamă, a fost wow. Ce idee mișto, iar în partea asta... Sincer, cred că și eu am dat share și nu știam că e reclamă. Da? Okay. Iar în partea asta, mii și mii de comentarii negative. Da? Alegerea influencerului pe valorile și pe ce-ți dorești, rezultatele pe care ți-le dorești pentru o campanie, este baza oricărei campanii. Poate să fie genial conceptul, dacă n-ai ales bine influencerii, ți-o iei. O firmă mică. Da. Care probabil nu știu, hai să zicem că și-a lansat cineva un magazin online de 6 luni. Cum știe să-și aleagă influencerul? Uite, asta e o problemă pe care vreau să o rezolv și o voi rezolva cu mock-up. Noi am tot vorbit acum despre creatori, despre influencer, audiențe, potrivirea brandurilor cu influenceri și așa mai departe. Cum ai ridicat-o acum, problema e o chestie care se întâmplă zilnic. Sunt o firmă mică, nu sunt Coca-Cola să angajez experți și așa mai departe, sau primăria, agenție, Cluj, agenție, nu. Sunt o eu nu știu cine e bun. Eu nu știu cine are succes. Și atunci Mockup este o platformă în care în primul și în primul rând ai o bază de date cu informații, statistici, nișe, chiar și onorarii, astfel încât tu ca o firmă care zici, mă, am vreo 500 de euro luna asta, să zici, domne, am 500 de euro în platformă, vreau să fac pe Instagram și vreau să-mi ajungă oamenii pe site. Și îți dă niște soluții. Care după aia, sigur, tu ca patron... Practic îți arată cine se potrivește pentru... În bugetul tău și în nișa ta. Dom'le, vreau bio, vreau parenting, vreau fashion. Să faci un research, mai ales dacă ești o firmă sau un director de marketing, să faci un research de influencer, poți dureze și 2-3 luni. Noi, în mock-up asta am făcut, am adunat toate
research-urile posibile și lucrăm asta în fiecare zi. Adică în fiecare zi cine a mai ieșit, platforme noi, TikTok și așa mai departe, Twitch, și încercăm să punem cât mai multă lume, astfel încât în momentul în care intri în platformă nu trebuie să știi nimic. Pur și simplu vreau să fac o campanie pe Instagram de 500 de euro cu un influencer femeie din nișa parenting. Iată 50 de soluții. A, pe Cluj, 10. Ah. A, păi nu, că vreau să aibă, nu știu, să fie și cu soțul ei, 3. Și din la 3 îți alegi unul sau poate toți 3, îi contactezi, contractele sunt în platformă și îți faci campania. Și tu cum faci, cum îi atragi pe influencer? Trebuie să înscrie ei pe platformă și la fel și companiile, adică da. E un marketplace? Da, e un marketplace. MoCap este în primul rând un marketplace în care se întâlnește cererea și oferta. Cererea este din partea companiilor, site-urilor de e-commerce, agenții, brand-uri și așa mai departe, chiar și ONG-uri, dacă vrei, freelanceri, care ce vor? Ei vor să facă campanii cu influencer. Ei vor să ajungă, sincer să fiu, ei vor să ajungă la audiențele influencerilor, de fapt. Corect. Da? La potențialii clienți. Bine, ei vor să vândă. La ei vor să vândă. Da. Cui? Audienței. Unde e audiența aia? La influencer. Da? Și atunci influencerul este gateway-ul, da? Este poarta prin care ajungi la acea audiență. Deci, pe de-o parte, ai cererea. Și oferta înseamnă creatorii de conținut, care poți să-i vezi ca niște creatori care îți fac o reclamă, dar în același timp să-i vezi și ca niște canale media. Ei au audiența de care tu ai nevoie. Deci ei îți fac o campanie, vin cu aportul lor, cu creația lor și în același timp cu asociere de imagine și cu acces la niște audiențe. Deci cererea și oferta, ambele se întâlnesc în MoCap. Tu ca client îți faci cont. Ai 14 zile poți în care să te poți juca. Poți să zici link-ul. Unde trebuie să intri? MoCap.net. MoCap.net. Da? .net. Ok. Dar poți să dai și search pe Google, știi cum e. Am că se scrie, poate se scrie în diverse modele, dar e MoCap. Da, okay. Da, application. MoCap.net. Uh-huh. Deci intri în platformă, îți faci un cont, să zicem, de demo de 14 zile în care poți să faci research, nu faci campanii, nu ai voie să faci campanii cu contul gratuit. Îți faci research, salvezi acolo niște playliste, noi le zicem Pulse, nu știu, bloggeri feminini din România. Instagrameri sub 100.000 pe zona de fashion din Republica Moldova. Și așa mai departe. Ți le salvezi și dacă chiar îți place softul, plătești un abonament lunar pentru a putea face și campanii. În momentul în care ai plătit abonamentul lunar, contactezi în mod automat prin platformă toți influencerii respectivi, le trimiți ce ai tu nevoie, domnule, noi suntem firma asta, vrem să facem această campanie, vrem să promovăm asta, etc., etc., mai avem atâția bani, ei îți răspund, unii da, unii nu, unii semnează contractul, unii nu, și cu aia care semnează contractul, derulezi campania în platformă, astfel încât să nu mai ai mail-uri peste mail-uri, să nu mai ai intermediari, totul este automatizat, ai rapoarte la final și așa mai departe. Și contractul se trimite prin platformă, contractele se sunt digitale, suntem în 2020, aproape, Sergiu, nice. Totul este digital, totul este automatizat, se salvează pe server și pe e-mail, de asemenea ți-l trimite și pe e-mail, să-l ai tu acolo, oamenii mai vor să-l aibă și pe e-mail, și poate pe hârtie, vrei să ți-l scot, e treaba fiecăruia, deci practic încercăm să împăcăm pe toată lumea. Este huge pentru agenții și pentru branduri. Partea de research, despre ce vorbim de jumătate de oră? Da. Faptul că cât de greu este să-i găsești pe aia care se potrivesc. Partea de research poate dureze și luni de zile. Prin MoCap durează minute. Deci tu ți-ai ales nișa, ți-ai ales locul, ți-ai ales bugetele, deja ai o listă. Ok, din aia vei alege probabil 1, 2, 3, 5, nu vei alege 100. Dar din aia 80 pe care ți-i recomandă platforma, dacă ai lucrat cu toți 80, ar fi ok. Bani să ai. Dar aia toți sunt exact ce ți-ai dorit tu. Da? Exact în banii pe care ți-ai dorit, nișa care dă. Ok, din aia alegi tu 3-4, îi testezi, faci o campanie mai mică, ai văzut că merge, banii s-au dus, ai rezultate, ai rapoarte, mai încerci cu alți 5, poate cu aceiași, da? Poate cu alții. Și banii merg direct la... Adică nu trec prin voi. N-aveți voi treabă cu banii. Nu vă plătește lumea vouă campanie, nu? Exact. Asta e o chestie pe care eu insist pe ea. Și nu există în partea asta a Europei o platformă ca MoCap. Toate platformele pornesc de la, zic eu, conceptul învechit de agenție, de intermediar. Adică se pun între client și influencer. Ceea ce nu e rău. Că un intermediar poate să aducă un added value. Dar în același timp, un intermediar poate să blocheze lucrurile, poate să le treneze, poate să fie subiectiv, poate să... cine știe ce se poate întâmpla.
Și atunci, platforma asta ce face? Ajută cele două părți, clientul și influencerul, să lucreze între ei, dar nu se bagă. Îi doar nu face facilitator. Platforma creează contractele, dar contractele sunt între client și influencer. Plățile sunt între client și influencer. Rapoartele, discuțiile sunt encriptate, sunt între ei. Platforma pur și simplu îți dă instrumentele, sigur că apoi îți ia un comision ție ca client la final, dar influencerul primește toți banii pe care i-a cerut, 100% din onorarii, și are acces la niște branduri și niște agenții care poate altfel nu ar fi avut acces, plus scurtarea foarte mult a timpilor, adică contractele, facturile și așa mai departe. Plus, cum ziceam, că pentru o firmă mai micuță, probabil nici nu știu de unde o să apuce. Nu știe de unde o să apuce. Dar dacă intră în platformă și îl găsește pe Lorena Vișan, știi cine e Lorena Vișan? Nu, dar... That's the point. Dar m-am uitat, că mi-ai arătat mai devreme cum arată platforma, nu știam pe 98% de acolo. That's the point. Și sunt foarte mulți care au sute de mii, milioane de followeri, nu știam de ei, dar am văzut că unii sunt pe parenting, unii sunt pe tot felul de... Și atâtea nișe. N-ai de unde să-i știi. Tu îi știi pe ai tăi, da? Uh-huh. Îl știi pe Catai, pe Hurducaș, nu? Îl știi pe Alexandru Negrea. Ăștia sunt mei. Da, ăștia sunt prietenii. Tudor Galoș, nu? Sunt prietenii tăi. Da. Prietenii noștri, gașca noastră, știi? Gașca. Dar dacă ai un brand, dacă ai un magazin online care vinde produse pentru copii bio, deja asta e nișa nișei, n-ai de unde să știi. Sigur că ăla știe 2-3 blogări, dar aia poate sunt prea scumpi sau poate ai lucrat deja, vrei să testezi. Și așa mai departe. Spuneam despre Lorena Vișan. Lorena Vișan. Tu o să zici cine e. N-are importanță, pentru că în platformă îți dai seama de ce ți-a recomandat-o platforma, pentru că cifrele sunt bune, engagementul e bun, comunitatea este unită în jurul ei, are o imagine bună și așa mai departe. Și iată, onorarile sunt ok. Nu sunt ca la, nu știu, Alina Ceușan, care, încă o dată, merită banii aia. Dar uneori ai nevoie de alternative. Uneori nu-ți permiți să iei cel mai popular. Vârfurile, știi? Atunci lucrezi cu Lorena Vișan, vezi că, eu nu știu cât costă, am dat și un exemplu. Eu cresc cu cota acum. Exact, da. Vezi, îți faci treaba aia, îți iese bine și zic eu ce se va întâmpla data viitoare, vei lucra tot în mock-up și tot cu Lorena Vișan și poate o și întrebi pe Lorena, cine ar mai fi două, trei fete care tot așa ca tine promovează același stil și aceleași valori? Și eu o să zică, pentru că există această prietenie între influencerii din aceeași nișă și gândește-te că tu ai descoperit practic pocalul de aur. N-ai fi știut ever de Lorena Vișan dacă nu foloseai o platformă precum Mocha. Ce mi se pare iar foarte mișto, din ce mi-ai arătat, e că zona de raportare, care e un chin acum rulezi o campanie, asta o rezolvați și o rezolvați în platformă. E foarte important. Practic, ce face Mocap? O parte de research în care îi găsești influencerii potriviți, relevanți pentru tine, o parte de CRM, cum se zice, adică contactare, negociere, discuție și practic organizarea unei campanii. Și a treia parte este raportarea, care de multe ori ne zic cei care lucrează cu influencer, de multe ori durează mai mult decât campania în sine. Că trebuie să adun toate statisticile, trebuie să le pui într-o formă în care să înțeleagă colegii tăi sau șefii tăi sau clienții tăi și asta poate dureze foarte mult. Și atunci noi cu Mocap rezolvăm foarte mulți pași și vom lucra să rezolvăm din ce în ce mai multe lucruri, astfel încât cel care a terminat o campanie chiar să o termine. Adică să dea un export PDF și să zică, uite, astea sunt rezultatele. Știi? E foarte important pentru noi și știm că asta înseamnă timp salvat. Da, sute foarte de ore mult. Pe lună, știi? Foarte mult. Care înseamnă bani pe la urmă pentru firma respectivă. Bani pe care nu-i mai arunci pe fereastră cu ore consumate, îi faci altceva. Știu că atunci, în 2016, când am vorbit noi de ideea asta, dacă Mocap era doar o idee la momentul respectiv, ziceai că, uite, lucrez la platforma asta, vreau să lansez. Cât ți-a luat în realitate? Îți convins că ai avut poate o percepție diferită de ce va însemna să o construiești? În 2015 am început chiar să pun pe hârtie. Am și scris pe blog, am pus un print screen de la Excel-ul în care începusem să spun cam care sunt funcțiile. Și de atunci știam că trebuie să fie ceva care să simplifice și să taie din birocrație. Deci vreau să spun ceva. Atât eu, cât și oamenii din agenții, chiar și oamenii din branduri, nu ne place să lucrăm cu influencerii. Sunt oameni creativi, sunt idei.
problema noastră este până îi găsim, până semnăm contracte, adică chestii care sunt până la urmă birocratice. Atunci am zis, băi, ca să se facă mai multe și să fie mai mare valoarea din lucru între branduri și artiști, pe vremea le zicem artiști, că nu există cuvântul de influencer, trebuie să fie ceva care să simplifice, să fie ca un WhatsApp, să fie ca un Airbnb. Știi? Intri repede, găsești, pac, îl contactezi, te refuză, nicio problemă, duci în altă parte, dar fi repede că te-a refuzat. Știi? Sau intri și spui, vreau asta, aoleu, 6.000 de euro, nu am 6.000 de euro niciodată. Dar chiar și asta e o informație care e bine să o știi acum, nu peste două luni. Știi? Corect. Ți-ai făcut poate cine știe ce plan. Cine știe ce planul sau și trece lansarea și n-ai. Știi? Nu, frate, 6.000, păi vreau pe cineva în 2.000. La fel. Search. Sau, pac, să-ți dea două, trei soluții, dar în 1.500 ai, nu prea arată așa bine. 2.500, că la 2.500 apare bine. Și așa mai departe, știi? Dar repede să vezi lucrurile astea ca să scapi de birocrație. Deci asta a fost primul meu gând. Bă, hai mă să scăpăm de problemele astea și să lucrăm ce ne place. Uite, vezi, creația. Tu, practic ai pornit de la nevoia ta. De la nevoie, clar. Da. Pe care ai descoperit-o cu AI, că lucrai cu agenția. Da. Și mi se pare că ăsta e cumva cel mai natural mod de a începe ceva mișto, pentru că îți știi tu problema, vrei să o rezolvi, dacă o ai tu, cu siguranță o au și alții. Și îmi imaginez plus, adică să rulezi, nu știu, ești o agenție, să rulezi 15-20 de campanii cu fiecare, cu 20 de influență, deja e o matrice, 400 nici de nu poți urmări, da, deci da, n-ai cum să... Sunt tot fel de Excel-uri peste Excel-uri, e-mail-uri peste e-mail-uri. Dar asta cred că e o mare diferență, uite... Apropo de alt startup al meu, EOK, pe care l-am lansat atunci în 2008, care era... Noi așa ne-am cunoscut. Da, era cu Trimilu. Azi am căutat așa. Primul mail pe care l-am... primul exchange de mail-uri pe care l-am avut noi doi. Și mi-am și amintit cum ne-am cunoscut. Prima dată ne-am cunoscut... În Piața Unirii. În Piața Unirii. Da, lângă McDonald's, acolo. La Panul Manuc, pe acolo, în zona aia. Da. Și... Țin minte că ne-am întâlnit și vreau să, nu știu, să pui ceva content de la EOK TV. Da, ceva de genul ăsta, Petrilu Lilu, căutați o prezentatoare. Asta era mail-ul. Căutați o prezentatoare pentru EOK, era un concurs. Da. Știi că sunt Ziana Negru a fost, până la urmă, care acum e unul dintre cei mai tari și mai respectați influenceri. Sunt Ziana Negru. De acolo cunosc. Da. Super fan. Așa e. Super fată. Așa e. Ea a fost. Da. Dar era 2008. 2008. Și... Deci nu o să uit niciodată când ne-am întâlnit. Cred că, salut. Ți-am zis că am, hai, puneți contentul ăsta pe trilul, nu știu ce, și tu mai întrebi, de ce să-mi pun la tine și de ce să nu-l pun în altă parte? Cred că chestia asta e. Da, aolea, eram arogant, Și eram, what the fuck, ce zic? Ce? Și tot era o întrebare bună. Era o întrebare foarte bună, dar că nu eram pregătit să fiu să fiu luat așa rapid și... cred că nici nu știu ce să zic și tu ai zis ceva de genul, bă, pentru că e content local, pentru că voi sunteți o platformă locală. Știam și răspunsul în aroganța mea. Da, deci mi-ai pus și întrebarea mea, dar și răspunsul și până la urmă, să știi că m-am gândit mult la chestia aia, că la sfârșitul zilei ăla a fost, acolo a fost punctul de diferențiere, că eram platformă locală, aveam content local și o audiență, așa, vrei zici de EOK, că de în 2008 l-ai lansat. În 2008 l-am lansat, cu siguranță am fost... Ai fost too early. Too early, vizionar, pentru că acum toată lumea folosește Spotify, YouTube Music și așa mai departe. Ideea mea, poziționarea mea atunci era, sau ideea era, există muzică piratată pe internet, haideți să facem un loc unde e numai muzică legală ca să câștige și artiștii. Diferența între EOK și Mocap acum este că la Mocap am fost ani de zile, mulți ani de zile, pe ambele părți ale baricadei. Când am lansat EOK, eram mai idealist pentru că fusesem doar pe o singură parte a baricadei și nu știam exact ce-i doare și pe ceilalți. Adică pe casele de discuri, label-uri și așa mai departe. Știi? Acum, pentru că am avut agenția atâția ani, am făcut campanii la firul ierbii și m-am lovit de toate problemele posibile. Că nu răspunde influencerul, că răspunde, că brandul se răzgândește, că nu plătește, că plătește târziu, că plătește parțial, că l-a uitat să pună orice. Toate problemele m-am lovit de ele, pe partea asta și pe partea cealaltă. Și cred că sunt mai matur acum, știi? Da, pe e clar că te învață foarte mult past mistakes, dar sunt foarte curios cumva
că tocmai ai anunțat că ați luat o investiție de 200.000 de euro de la un investitor din Cluj. Motiv pentru care probabil o să vii mai des la Cluj. Da, da, așa este. Și sunt curios un pic cum a fost procesul de a ridica bani pentru tine, pentru platformă. Pentru mine a fost destul de frustrant pentru că toată lumea îmi spunea, pe de o parte, că sunt bani. Ce mă, bani? Asta e problema. Banii nu sunt problema. Pe de altă parte, când prezentam ideea și apoi și acel MVP, acel demo de mock-up, toată lumea era super impresionată. Mamă, o să rupă asta. Și eram like, și? Unde-s felicitări. Bani? Exact, adică gen, ok, și bani sunt, Florine, stai liniștit. Ok. Și am descoperit niște lucruri. Așa. Am descoperit conceptul de dumb money. Dumb money înseamnă, adică bani proști. Uh-huh. Înseamnă că cineva poate să aibă bani, dar să nu înțeleagă în ce-i bagă. Și m-am prins repede și am ocolit oamenii aia. Adică am ocolit oamenii care au făcut bani din, nu știu, din shawarma, ceea ce este foarte ok. Tot e. Dar dacă ei nu știu ce înseamnă influencer marketing, digital marketing, CRM, SaaS, știi? Marketplace, banii ăia ar fi venit cu o încărcătură și cu o presiune pe care ar fi stricat tot proiectul. Și am găsit smart money. Când m-am întâlnit cu Cătălin Chiș, eu mă pregătisem. Ce e influencer? Care e diferența? Creator? Tot, da? Cătălin m-a oprit și a zis, nu, știm ce faci și noi vrem să facem treaba asta. N-a zis, suntem deja convinși, dar asta era mesajul. Nu te să ne mai spui. Tu spune-ne lucruri de detaliu, de cum vezi tu. De ce să-ți dau banii? Să-ți dau banii și să nu fac eu. Și să nu fac eu, exact. Și eram like, uite, ăsta e smart money. Da. Adică ei au înțeles, Cătălin, a înțeles că are bani în IT, are bani în marketing. Ce bună investiție ar fi o platformă de marketing de digital. Știi? Și de-aia cred că o să aibă mare succes acest startup, pentru că fondatorii cred în aceleași valori și pentru că nu a fost ceva care m-a dus la un pitch sau m-a dus la un eveniment și cineva din sală de care nu știa nimic despre asta a venit în firmă. Nu. Era cineva care pur și simplu urmărea de câțiva ani această nișă de marketing digital, se gândea să facă treaba asta. Și eu când am venit cu oferta, a fost like, sigur că da. Da, wow. Te așteptam. Da, sigur că de aici încolo a mai durat vreo 7 luni până când, de fapt, am bătut palma. De ce a durat atât? Ce s-a întâmplat în alea 7 luni? Cred că suntem ocupați. Nu, este foarte complicat și tu știi foarte bine, este foarte complicat să faci un software. Mai ales dacă implici și drept de autor, implici oameni, implici partea de legal. România e foarte birocratică și, practic, mock-up, ții minte ideea mea din 2015, să scăpăm de birocrație. Există o limită până la că poți să scapi de birocrație, pe care ți-o impune statul român, care e mult mai birocratic decât restul Europei, ca să mai zic de America. Și atunci a trebuit să găsim acele soluții, astfel încât să simplificăm o muncă și să fim în același timp în limitele nu doar a legalității, ceea ce e normal, ci și a cutumelor din publicitatea online. Adică noi am putea face niște chestii care să fie geniale, de pe care nimeni să nu le vrea. Sau nimeni să nu fie deschis să le facă. Știi? Atunci, toată discuția asta, deși ai crede că e vorba despre, băi, dăm niște bani să facem mâine ceva. Da, dăm contul. Da, exact. Nu, dar nu e doar despre bani, e vorba și despre ce faci cu ei. Și eu pot să zic, păi fac o platformă de digital marketing. Bine, bine. Cum va fi? Păi va fi așa, așa, așa. Și pe aia cum o rezolvi? Și pe aia. Și mi-am dat seama că negocierea sau discuția de investiție vine și cu o maturizare și cu o clarificare a propriei mele idei. Fiind în capul meu ideea asta din 2015, eu aveam impresia că știu totul despre ea. Fiind pus în situația de a o explica nu partenerilor din piață, nu furnizorilor, ci unui investitor, trebuie să fie foarte bine documentată și foarte solidă. Și pentru mine a fost, să știi că a fost ca un proces de învățare, de mentorat. Știi? Cătălin are
mai mulți ani de antreprenoriat decât mine, chiar e un investitor, adică el are, în afară de faptul că a pornit și a făcut bani cu o firmă, a investit în multe alte firme în diferite nișe, chiar este un tip care e un investitor, nu este doar un om de afaceri. Și probabil că ai primit tot soiul de întrebări. Adică Foarte multe întrebări, toate folositoare. Uh-huh. Toate mi-au clarificat mie sau pur și simplu au scos la suprafață lucruri pe care poate nici nu mă gândisem la ele. Și vreau să spun că asta înseamnă smart money. Faptul că n-au venit doar banii, au venit cu know-how, dar nu neapărat că Cătălin m-a învățat pe mine, s-a întâmplat și asta, ci că mi-a pus întrebările alea care m-au făcut pe mine un pic mai deștept și softul să fie cum arată în momentul de față. Mi-ai zis înainte să începem că ai avut o experiență foarte mișto cu care cumva ți-a schimbat inclusiv produsul cu o firmă de user experience. Da, frate. Ceea ce nu-i ceva mega la îndemână sau natural, nu vine natural. Oh, hai că ar trebui să mă focusez pe user experience, mă duc să lucrez cu o firmă de user experience. Da. Zi-mi un pic de ce a fost transformativă experiența asta și cu ce te-a ajutat? Pentru mine a fost o surpriză și vreau să laud această abordare ca să afle și alți antreprenori care poate n-au auzit sau poate eram eu singurul care n-a auzit de ea. Când am făcut EOK în 2008, eu ca fondator, ca omul cu ideea, știa totul cum trebuie făcut. Cel puțin credea că știa. Credea, da. Un designer și programatorii puneau în aplicare ceea ce eu aveam în cap. Ceea ce ai zice, păi normal, Florin, care știe, care... La mock-up am descoperit, studiind așa, am descoperit o altă abordare. Nu în jurul viziunii fondatorului, ci în jurul nevoilor clientului. Așa pare, ok, și... Pare basic prima pagină din manual. Dar nimeni nu face asta. Uh-huh. Deci nimeni, am văzut, nu că nimeni, scuză, nu. Multă lume nu face treaba asta. Multă lume, vreau să lansez un blog. De ce? Pentru că îmi plac mașinile, despre el vorbește. Uh-huh. E ok. Dar ce vor oamenii de la un blog de mașini? Știi ce zic? Vreau să lansez un canal de YouTube. De ce? Pentru că vreau să spună, e ok. Dar ce vor oamenii? Știi? Și a venit, am lucrat cu această firmă care... Deodată mi-am dat seama că designul e ultima problemă. Ei spun UX, adică user experience, și design. Designul e ultima problemă. Ei au zis, am înțeles ce vrei, mergem la client să întrebăm ce vor ei. Și m-am trezit că, de fapt, nu mai e softul meu. Nu mai este ideea mea 100%. Este ceva și mai mișto. Este ceva care e mai atentă la nevoile celor pe care, până la urmă, o să-i servească decât la, nu știu, viziunea neapărat a mea sau nevoile mele. Deci, poate, încă o dată, poate că multă lume a folosit și, de fapt, eu zic lucruri care sunt foarte cunoscute, dar vreau să reiterez. Îți pot confirma că nu e neapărat. Și să știi că se vede la multe softuri și la multe site-uri că respectivul om, deși e pasionat, e deștept, e inteligent, e drive, ce vrei tu, nu s-a gândit destul de mult sau nu a avut obiectivitatea, că și asta e o chestie, să vadă, de fapt, potențialii clienți ce-și doresc. Și în momentul de față, mock-up este ce și-au dorit undeva peste 40 de clienți foarte importanti din agenții și din branduri și de asemenea încă vreo 30-40 de influenceri iar aleși ca să fie reprezentativi. Și ați lucrat cu ei? Adică, da. Tell me what you want, da. Uite cum m-am gândit, cum da. Ți se pare, da. ați făcut ping-pongul ăsta? Așa, nici măcar așa. Adică, nu uite la ce m-am gândit. Nu. Salut, Sergiu, salut. Faci campanii cu influencer? Da. Nici nu spun la ce m-am gândit. De ce te-ai lovit? Păi uite așa, uite așa, uite așa. Și cum ai rezolvat? Așa, 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 așa. Și cum ai fi vrut să rezolvi? Păi mi-ai plăcut să fac ce? Nimic despre mine, totul despre tine ca potențial client. Sigur că oamenii diferiți au tot felul de păsărici. Uh-huh. Da? Fiecare vine cu idei nebunești. Dar ce s-a întâmplat este că, nu știu, 60 de funcții de bază, toată lumea le-a spus. Știi? După aia, altele sunt prioritizate, să zicem, hai că o facem la anul, hai că poate pe asta o facem doar jumate și poate mai departe. Poate asta e nice to have. Nice to have, exact. Da. Dar sunt unele care sunt vitale și pe care toată lumea le-a spus. Știi? Și pe alea le-am făcut și care erau, sincer, 50% din ce credeam eu că e. Știi? Deși eu credeam că mă pricep. Bine, eu ce pot să zic e că dacă
nu știu, toate startup-urile ar începe așa, vorbind cu clientul, ar fi rata de succes a lor imensă, ar fi banii luați ca investiție mult mai mulți, da. Pentru că la sfârșitul zilei the failure vine din product market fit, exact. nepotrivirea cu piața. Da. Tu te-ai gândit la o chestie și de fapt piața nu vrea chestia aia, ori e, bun, ok, poate e prea devreme, că se întâmplă și asta. Se întâmplă și asta. Poate e prea târziu, sunt mult prea mulți, dar poate că ești fix la momentul potrivit, dar tu vii cu o chestie, că lumea avea trotinetă și tu ești cu motocicletă în stradă. Adică, ce vreau să zic, ca să închei, este că, deși spune user experience and design, după părerea mea ar trebui să-i zică product development. Adică, până să ajungi să desenezi sau să faci design-ul, această experiență pe care am avut-o cu acești experți în UX design a fost una de construim produsul împreună. Nu cum arată. În primul rând îl construim împreună, sigur, cu clienții, potențiale clienți, și după aia ne apucăm să desenăm. Și chiar așa s-a întâmplat. Cred că a durat 3 luni interviuri și noi să înțelegem produsul și după aia o lună desenatul. Desenatul e foarte simplu în momentul în care știi despre ce îți dorești. Știi? Și a fost revelator pentru mine și de aia când m-a întrebat despre cum aș face eu un proiect muzical, sincer aș aborda-o. Mă ajunge să văd, sigur că ai un talent și o viziune, dar până la urmă este vorba despre clienți. Știi? Uh-huh. Și sigur, poți să-i alegi pe clienți. Poți să spui, știi ce? Nu o duc doar la agenții de PR. Știi ce? Doar România. Știi ce? Doar America. Și vor fi diferențe. Știi? Dar și asta este până la urmă o decizie de business și ca să nu fie o chestie aleatoare, trebuie zic eu să o faci înainte. Știi? Și reacțiile au fost extraordinare. Deci mi-a zis cineva, un profesionist tare de tot dintr-o agenție foarte mare, care face influencer marketing de pe vremea când nici nu se numea influenceri, mi-a zis, e un vis devenit realitate pentru mine. Faptul că pot să caut, pot să am rapoarte automate, contractele sunt automate. Deci pentru mine a fost huge. Deci, îți dai seama să zic că clientul că e un vis devenit realitate, nu că e mișto, nu că aș plăti, e un vis. Dar vrei să zic ceva? Că, uite, n-am zis nimănui treaba asta. E normal să fie un vis de realitate, pentru că, de fapt, asta a fost și abordarea. Care e visul tău? Asta. O facem. Da. Și da, e un vis de realitate. Nu este o metaforă. Este ce mi-ai zis tu că vrei, ne-am apucat. Exact, așa am făcut. Aia am făcut. Foarte fain. Foarte fain. Bine, eu sunt foarte pasionat. Sper să ajung la nivelul la care ne așteptăm. Uh-huh. Dar feedback-ul este extraordinar. Ce urmează? What's next? Am lansat cu influenceri din peste 600 influenceri din România, Moldova și Ungaria. Vrem anul viitor să ajungem undeva la minim 50% din piața, din nișa asta de influencer marketing / tech, adică platforme de influencer marketing, pentru că există și niște concurenți destul de diferiți, pentru că piața e la început și fiecare a venit cu alta abordare. Aș spune chiar că e concurență și complementaritate. Adică eu ca client aș folosi Mocap, aș folosi și o altă platformă din România, aș folosi și o platformă din Polonia și aș vedea ce funcționează. Poate pe Mocap funcționează, nu știu, când alegi pe nișe și automatizare. Poate pe altul funcționează micro și nano influencer. Și așa mai departe, știi? Deocamdată avem o competiție din diferite direcții și din diferite țări. Vrem minim 5% din piață în 2020 și vrem să în 2021 să intrăm în UK. Ăsta este următorul nostru pas. Din cât am studiat, Europa e mișto, dar UK de fapt e bătaia. Adică dacă ai succes în Marea Britanie, Europa vine. Dacă deci ai succes, internaționalizare. Da, sigur că da, din start. Păi am și pornit regional. Am pornit regional pentru că softul e în limba engleză, publicitatea cu influencer se face după niște reguli care sunt internaționale, nu e nicio invenție românească sau europeană, e o chestie internațională. Nevoile tuturor sunt aceleași. Ți-am zis de povestea cu site-ul din Cehia. Deci site-ul din Cehia ce vrea? Oameni pe site care să cumpere. Da? Asta vrea toată lumea. Știi, care are un site. Să facă vânzări, știi? Pe site. Dacă ești un brand, nu știu, Coca-Cola, Samsung, Telecom, Vodafone, vrei poate awareness. Dar nu contează de unde vii, tot awareness vrei. Tot vrei să fii asociat pozitiv cu niște
influențatori, cu niște lideri de opinie, cu niște persoane foarte cunoscute. Deci sunt lucruri care sunt sigur că vor funcționa în România pe plan regional și în restul Europei și în restul lumii, dacă sunt bine făcute, știi? Dacă reușim să le facem exact așa cum trebuie. Foarte fain. Ne cam apropiem de închiderea programului. Da. Aș vrea să închidem așa cu ultima chestie pe care sunt curios, îmi doream să te întreb. Te rog. Pentru că ăsta e al doilea proiect al tău antreprenorial, care e clar gândit... E cam al patrulea. Al patrulea. Dar ți-au plăcut ție două din ele. Da, sau cel puțin, da. Cum abordezi diferit acest proiect față de celelalte și, nu știu, ce ai recomandat? Pentru că unii sunt foarte la început și cumva asta încerc să transmit și cu emisiunea asta, un pic de open your eyes și uite ce am greșit eu și poate că tu nu o să faci greșeală, deși tot o să le până faci, nu faci tu. Da. Dar cum abordezi diferit proiectul ăsta față de proiectele pe care le-ai făcut? Uite, nimeni nu mi-a pus întrebarea asta. Ce am învățat de la EOK, care era tot un startup tech și de atunci practic se pot compara. Am învățat așa, unu, să mă centrez pe mai mult pe client decât pe ce cred eu că vrea clientul. Doi, să cheltui mai puțin bani pe promovare și mai mult pe produsul în sine. Asta a fost vina mea la EOK. Am luat toate premiile, am făcut coperți, am avut niște campanii superbe de promovare, dar noi n-aveam produsul care să se ridice la înălțimea promovării și am cheltuit foarte mult bani pe promovare. Și trei, din start gândită regional, internațional. De ce? Pentru că dacă ideea e bună, va pușca și internațional. Dacă nu e destul de bună, nu te mai apuca de ea sau găsește una mai bună, știi? Și de asemenea, dacă e un sfat pe care să-l zic, dar nu e al meu, că nu sunt eu mare așa bătrân, dar l-am citit și eu la Peter Thiel, cred că așa se citește, fondatorul PayPal și multe alte startup-uri de succes. Mi-a plăcut foarte mult cum a pus el problema. El a zis, ce știi tu în adâncul sufletului tău că este adevărat și nimeni din jurul tău nu crede? Sau crede diferit. Și mi-am dat seama, wow, fără să conștientizez, așa am gândit-o și cu ei, ok. Toată lumea credea că muzica pe internet e pirată. Dar eu știam că se poate și legal. Se poate legal, se poate să plătești de autor. Vezi? Atunci am făcut acel lucru și a fost o chestie care prima dată lumea a zis, nu se poate, normal. După aia lumea a zis, pare o idee bună, după care lumea a zis, wow. Știi? Da, da. La fel și cu influencerii. Ce știu eu în sufletul meu și toată lumea crede că e greșit. Eu știu că acești influencer sunt niște creatori care sunt mai buni decât oricine altcineva în a promova în mod natural și organic produse și servicii. Eu cred asta, eu cred. Unii zic, dar influencer niște fete care își fac selfie-uri. Înțelegi? Toată lumea are impresia că e ușor. Ce mă, să faci vloguri? Înțelegi ce spun? În diferența între ce crede toată lumea și ce cred eu în sufletul meu, este business. Florine, știi care e chestia? Că și eu mă lovesc de foarte multe ori de faza asta. Pentru că acum eu fac un produs pentru DJ. Ajut DJ să facă bani online. Care e o problemă. E o problemă pe care s-o înțeleagă probabil 95% din oameni. Da. Și mă lovesc foarte des de chestia următoare. Le povestesc, bă, uite, SoundMix, uite, încercăm, vrem să facem, da, mă, bine, mă, să facă ea bani online, da, mă, ok, bun, și altceva ce mai faci? Da. Și lumea nu spune și că, dar ce e mai greu să fii DJ? Pui acolo melodie, una după, nu-i așa? Da, mă, ce, mă, ai încercat să pui muzică? Ai văzut cum e? Da, mă, n-ai cum. Deci, băi, e talent, e muncă, e multă cultură muzicală. Tocmai asta face diferența, că în momentul în care tu crezi în ceva, tu ai intrat într-un asemenea detaliu, în lasagna aia, în layer-ele alea de tot ce înseamnă acel business, tot ce face rotița aia să se învârte, încât tu știi mai bine decât, că tocmai asta e chestia, că nu-i voie să te lași descurajat de
ce zice un neavizat până la urmă. Da, da. Nu contează că omul ăla poate fi cel mai mare investitor, da, dar nu are insight-urile tale. Exact. Nu știe povestea ta. Asta e foarte ok, dacă nu chiar habar n-ai ce faci, lasă-o baltă, dar dacă tu știi cu adevărat e, că da. That's gonna work, o faci. Da. Nu contează cine da. Ce zice. Eu nu spun un sens negativ, nu spun că lumea critică, uh-huh. ci mi-a plăcut cum a pus Peter Thiel problema. A zis, caută acel lucru care te diferențiază practic, adică, dar în care tu crezi din tot sufletul. Și acolo va fi business, acolo va fi un business pentru tine, pentru că dacă tu chiar crezi că e și se va dovedi că e, nu e nimeni care să o facă în afară de tine. Știi? Chiar am scris un articol pe blog săptămâna trecută, cum mi-a venit mie ideea. Și asta a fost, bă, eram în apă, în vacanță, înțelegi, eram mare. Și mă gândeam, bă, dar de ce ar intra, domne, americanul și englezul și germanul pe mock-up-ul meu? Că stă atâtea, că... De ce? Știi? Și pe aia mi-am dat seama. Pentru că nimeni n-are răbdarea și pasiunea mea să adune mii de influencer cu sute de informații, să le știi, să le pitocească acolo, să le... Are cineva chef de treaba asta? Nimeni, frate. Totul mai are un Excel cu 20-30 de influencer și ăla e. Ceea ce e perfect. Și mi-am dat seama, ăla e. Ăla e momentul în care eu sunt diferit de ceilalți pe o chestie foarte mică. Nu sunt mai bun, nu sunt genial. Pur și simplu am răbdarea și pasiunea de a aduna pe oamenii ăștia și a mă duce foarte adânc în lasagna, ai zis tu? În lasagna. Exact. Da. Hai să rămânem cu lasagna. Rămânem cu lasagna. Se pare că am închis foarte frumos. Bravo, Florine, mersi tare mult pentru... Mulțumesc și eu. Că ai fost invitatul meu. Dragilor, mulțumim că ați rămas o oră jumate cu noi. Ne-am întins, dar a fost... Așa e ca între prieteni. A fost foarte, foarte fain. Găsiți toate episoadele pe platformele voastre preferate de podcast și pe YouTube, dacă mergi camera video, că e clar că nu mă prea pricep. Pe data viitoare, rămâneți neascultători. Pa, pa! Da. 57 și de la 57 în sus nici nu mai contează. Da. 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 Ha ha ha. Da. Du. Stai mai grijă să vorbești în microfon. Da, îți dai seama. Bine, cui spun eu să vorbesc în microfon?